Într-o tavă rezistentă la cuptor am pus 500 de grame de cartofi noi, pe care i-am spălat bine înainte. Dacă îți place această rețetă, apasă butonul de like și cel de urmărire, pentru că mă ajută foarte mult și postez rețete noi delicioase în fiecare zi. Eu i-am lăsat coaja, dacă vrei o poți îndepărta cu ajutorul unei lingurițe. Mie îmi plac așa. I-am condimentat cu sare, puțin ulei de măsline, am amestecat totul foarte bine, m-am dus în grădină și am luat o crenguță de rozmarin pe care am rupt-o pe deasupra. Am băgat tava în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius pentru vreo 30 de minute. Castravetele, am avut dintre acesta englezesc, dar poți folosi de care ai și de care îți place. L-am tăiat în feluțe foarte subțiri, l-am condimentat cu sare și l-am lăsat deoparte. Într-un bol încăpător, am pus câteva linguri cu iaurt grecesc, am dat pe răzătoare un cățel de usturoi și am condimentat totul cu sare. Te rog să mă urmărești și pe Instagram, mă găsești yami.expert. Am scurs foarte bine castraveții, o să vedeți că o să lase ceva apă. Astfel, salata nu va ieși zemoasă. I-am adăugat peste iaurt și, bineînțeles, mie îmi place mărarul. Mărarul pentru mine miroase a vară. Bunica mereu îl folosea în mâncărut. Am amestecat totul foarte bine, am pus puțin ulei de măsline pe deasupra, am lăsat-o deoparte și astfel, crede-mă, faci o bunătate de salată perfectă pentru zilele călduroase de vară. Când cartofii au fost gata, i-auziți sunetul acesta, sunt super delicioși. I-am lăsat la răcit și am presărat mărar. Bunătățile acestea merg de minune cu un ou prăjit cu gălbenuș moale, crede-mă. Demențial! Mâncarea este foarte sățioasă și super gustoasă. Lasă mesaj în comentarii și spune-mi ce părere ai despre această rețetă.